Ați venit în casa Domnului, iubiți frați și surori, dragi prieteni, stimați vizitatori. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. În numele Domnului Iisus Hristos,
cel care a trimis Duhul Său cel Sfânt în ziua cincizecimii la Ierusalim, peste cei 120, vom începe serviciul divin din această dupămasă de sărbătoare și vă propun să începem cu o rugăciune comună. Suntem siguri că cei 120 timp de 10 zile s-au rugat în comun. Nu cred că cineva spune că a fost altfel. Din citirea Scripturii rezultă că este așa. S-au rugat împreună, Duhul Sfânt s-a coborât peste toți în același timp și toți au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Biserica Pentecostală practică rugăciunile comune. Noi credem că Dumnezeul nostru este mare și atotputernic și are capacitatea să ne asculte pe toți în același timp. Ne ascultă și răspunde rugăciunilor noastre. Crezând că lucrurile stau așa, haideți să ne rugăm cu credință și din toată inima. Să mulțumim Domnului că suntem aici. Să-i mulțumim pentru făgăduințele sale și apoi să rugăm să fie cu noi în această dupămasă, să deschidă cerul pentru noi, să-și deschidă mâna, să reverse Duhul Său cel Sfânt, să miște toate inimile prezente în locul acesta, să dea putere Evangheliei, să ungă cu Duhul Său cel Sfânt toți cântăreții și toată adunarea de sărbătoare, să fie binecuvântată de Dumnezeul nostru mare și bun. Să ne rugăm Domnului împreună. Să cântăm împreună și să lăudăm pe Domnul.
O Sfinte Duh de viață nouă, ce inimile le încălzești, poporul tău te cheamă dornic, lumina ta s-o dăruiești. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 2, de la versetul 22 până la versetul 39 inclusiv. Pagina 1057 în Sfânta Scriptură. Fapte 2, de la versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Că despre Patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Se știe bine, dar, toată casa lui Israel,
că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Acesta este cuvântul din care vom învăța în această dupămasă. Este predica pe care a rostit-o Marele Apostol Petru în ziua cincizecimii la Ierusalim. Și am dorit să fim însoțiți în lucrare de Domnul prin puterea Duhului Sfânt. Am dorit ca puterea celui preanalt să ne umbrească pe toți, pe vestitorii cuvântului, pe cântăreții Domnului și pe noi toți care am venit să ascultăm și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în această dupămasă de sărbătoare. Haideți din nou să stăm înaintea Domnului și prin fratele Ionel Lucaci, să rugăm pe Domnul să fie cu noi, să binecuvânteze toată lucrarea și să ne însuflețească pe toți prin Duhul Său cel Sfânt. Îți mulțumesc că într-o zi ca astăzi, Doamne, ai născut biserica Ta, ai format-o și ai pregătit-o până la venirea Ta când va fi pe norii cerului. Doamne, Te rog, în ziua de astăzi, cum ai coborât Duhul Tău cel Sfânt la Ierusalim, peste cei 120, apoi peste cei aproape 3000, coboară în locul acesta Duhul Tău cel Sfânt, peste orice ființă, Doamne, care a venit din sinceritate în locul acesta să Te caute pe Tine ca Domn și Mântuitor personal. Te rog, Doamne, binecuvântează lucrarea din locul acesta. Binecuvântează cântăreții Tăi, Doamne. Unge-i prin Duhul Tău cel Sfânt și cântările lor, Doamne, să aibă putere, Doamne, pentru inimile noastre și pentru sufletul nostru ca o hrană, Doamne, a mântuirii noastre. Te rog, Doamne, cercetează-i pe toți care au venit în locul acesta și prin cântarea lor, Doamne, să simtă prezența Ta. Te rog, Doamne, și pentru cei ce ai ales în fața noastră, Doamne, unge-i Tu din nou cu Duhul Tău cel Sfânt. Fă, Doamne, ca în locul acesta să auzim glasul Tău vorbindu-ne, Doamne. Deschide o ușă de cuvânt pentru ei, Doamne. Deschide inimile noastre, Doamne, ca să Te primească pe Tine ca Domn și Mântuitor și hrănindu-ne, Doamne, din cuvântul Tău, ca să putem petrece în locul acestea clipe minunate, clipe de cer, Doamne. Binecuvântează și pe oaspeții casei Tale, Doamne. Mulți poate au venit pentru prima dată în locul acesta, au venit să vadă lucrarea Ta, Doamne. Fă-i statornici în casa Ta. Atinge-Te de inima lor, Doamne. Și cercetează-i pe fiecare în parte, Doamne, și fă ca locul lor să fie stabil aici pentru totdeauna. Te rugăm, Doamne, și pentru cei ce n-au putut veni. Doamne, uită-Te cu milă, cu îndurare la ei. Poate mulți sunt în cuptor, poate mulți sunt pe paturi de boală, de suferință, poate unii sunt în călătorii, dar Te rog, Doamne, dacă vor cugeta către Tine în momentele acestea, îndreaptă-ți privirea și spre ei. Ascultă și rugăciunile lor împreună cu rugăciunile noastre să se înalțe către cerul Tău preanalt. Și Te rog, Părinte, dă-le ascultare. Ascultă-le doleanțele lor, Doamne, că poate mulți au multe de spus, dar n-au cui. Te rog, Doamne, ascultă-i. Și în momentele acestea, Doamne, fă-i și pe ei părtașa împărăției Tale împreună cu noi. Încredință în lucrare mai departe pe brațele Tale, Doamne, ca Tu să o conduci și să rămâi cu noi până la sfârșitul vieții. Amin. Amin, vă rog să vă reașezați și continuăm împărtășia din această dupămasă, ascultând corul de fete al bisericii, lăudându-L pe Domnul printr-o cântare. După cântarea corului de fete, să ne deschidem inimile și să ascultăm cântarea corului mixt.
și Duhul și Mireasa zic vino. Tată, cu gândul la mirele din cer, cu călăuza-n suflet ce strigă pentru noi, la Tatăl cel din ceruri ce-a pus iubire în noi. E dulce tresare când gura spune Iisus, e Duhul cel de viață ce ne va ridica, când trupul se-ncovaie pătruns de neputință, e Duhul cel de viață la Iisus. Vasul ție plin cu un de lemn, ridică-i și pe alții prin post și rugăciune, apleacă-te și strigă la Tatăl pentru ei. Nu sta cu nepăsare, căci Duhul ce-i în tine e Duh din Duhul lui Hristos. Vestește și la alții că nu-i un duh de frică, e dulce când ce strigă la Tatăl. Cei plini de Duh s-au ridicat, s-ntâmpine venirea celui mult așteptat, a mirelui din slavă Iisus, ca împărat. Și norii s-or așterne în nevăzute trepte, și îngerii în coruri vor cânta, slăbim pe al o rege și pe mireasa sa.
În continuare, fanfara va cânta o cântare pentru lauda Domnului. Thank you.
Cu dragoste salutăm oaspeții casei Domnului din această după-masă. Sigur, sunt mulți oaspeți, nu i-am văzut pe toți, nu-i cunosc pe toți, dar tuturor le spun în numele acestei biserici, bun venit în Biserica Gloria, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă simțiți bine împreună cu noi la acest mare praznic creștin. Totuși, pe câțiva pe care i-am văzut, cu câțiva am și stat de vorbă, aș vrea să îi prezint. Avem oaspeți din Canada, în această după-masă. Din Kitchener, familia Lela, Ovidiu și Mariana, împreună cu cei 5 copilași ai lor. Ovidiu este din Bujac, Mariana din Micalaca. Ei s-au căsătorit în urmă cu mulți ani și revin în România, am înțeles, după 9 ani. N-au mai fost din 2004 la noi. Vă rog să vă ridicați să vă vadă frații. Unde sunteți? Aici sunteți, da? Domnul să vă binecuvânteze, să vă simțiți bine împreună cu noi și să ne bucurăm împreună de coborârea Duhului Sfânt. Tot din Canada, Nelu și Neli Moca. Nu știu, pe Nelu nu-l văd aproape că aici, că el ne iubește foarte mult. Unde ești, Nelu, da? Domnul să te binecuvânteze, Neli, aici. Hai, ridică-te, Domnul să te binecuvânteze. I-am văzut și pe părinții lui Nelu, da? Ei sunt din Pilu, pentru mine localitate foarte importantă. Domnul să vă binecuvânteze. Tata e lângă Nelu, mama e aici, în față. Letiția este și ea? Nu este. Am văzut-o pe sora Viorica Bodea din Statele Unite, bun venit și ei. La balcon, familia Medeșan, Samuel și Simona, ridicați-vă. Simona e din familia Tuică, Domnul să vă binecuvânteze, bine ați venit la noi. Posibil să fie și alți oaspeți pe care nu i-am observat, poate unii pe care nu-i cunosc, pe toți să vă binecuvânteze Domnul, și să ne simțim bine împreună la picioarele Domnului, în fața cuvântului Său. Anunț programul de viitor și apoi vom cânta o cântare comună și vom face colecta specială din această după-masă. Mâine, a doua zi de Rusalii, vom avea servicii divine,
dimineață de la 9 la 12, după masă de la 18 până în jurul orelor 20. Apoi joi, serviciul divin de pe săptămână, începând cu orele 19. Și dacă Domnul mi-ajută în următoarele seri de joi, nu știu exact câte vor fi, aș vrea să prezint câteva predici studiu despre roada Duhului Sfânt. Astăzi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt. Și știm că Duhul Sfânt și-a mutat reședința pe pământ și locuiește în oamenii mântuiți, a căror trupuri sunt temple ale Duhului Sfânt. Și Biblia ne învață că Duhul lui Dumnezeu, prezent în noi, trebuie să rodească roada. Biblia o numește roada Duhului Sfânt. Și trebuie să știm cât mai multe lucruri despre roada aceasta și ne vom și ruga să ne ajute Domnul să o avem, să rodim cu adevărat, pentru că omul plin de Duhul Sfânt îl vezi după roada pe care o are. Apoi, duminica următoare, vom avea servicii divine după orarul obișnuit pentru o zi de duminică, respectiv dimineață de la 9 la 12, iar după masă de la 18 până în jurul orelor 20. Acum, dragii mei, urmează să facem colecta specială din această dupămasă. Am hotărât să ajutăm Biserica Pentecostală din Biserica Pentecostală Philadelphia din Sânt Ana, a cărui păstor este un fiu al bisericii noastre, e vorba de fratele Aurel Ardeu. Ei au început o nouă construcție și sunt pe punctul să o finalizeze. Ar vrea, dacă nu în august, măcar în septembrie, să facă inaugurarea. Mai este nevoie de bani, eu insist și m-aș bucura colecta să fie cât mai consistentă. Tot ce se adună, dăm acelei biserici. Noi, din această colectă, nu reținem niciun leu. Dacă veți da mult, vom da mult, dacă dați mai puțin, vom da mai puțin, dar Biblia spune că Domnul iubește dădătorul voios și ceea ce dăm în numele Domnului pentru lucrarea Domnului nu se pierde, ci înseamnă comoară în cer, acolo unde nu-i nici molia, nici rugina, nici hoții, ci comoara pe care o strângem în cer este în deplină siguranță. Haideți în timpul în care cântăm o cântare comună să facem această colectă specială. Iar după aceasta se va pregăti corul mixt din nou să laude pe Domnul. Dulce e iubirea sfântă și cuvântul ei sublim, viața tot mereu ne încântă când cu Domnul o trăim. Oh,
Gloria lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Anul 33, după Hristos, Ierusalim, Odăița de Sus, aproximativ 120 de persoane, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerând Duhul Sfânt. După rugăciunea lor, casa se cutremură, tot se umplu de Duhul Sfânt și încep să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Anul 2013, după Hristos, Arad, Biserica Gloria, aproximativ 1000 de persoane, chemate să se roage în seara aceasta, chemate să stea înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, chemate ca să cheme pe Duhul Sfânt în inimile lor. Se poate oare ca și în această dupămasă, în această seară, același Dumnezeu, cum spune în Evrei 13 cu 8, Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Același Dumnezeu se poate oare ca pe fiecare dintre noi să ne umple de Duhul Lui cel Sfânt? Se poate, frații mei? Se poate, pentru că Dumnezeu este puternic, se poate pentru că Dumnezeu este același, se poate pentru că Dumnezeu ne iubește și ne-a arătat-o de o grămadă de ori. Azi dimineață, când fratele Nicu Moga la ora de rugăciune ne spunea și ne arăta așa înspre aceste ornamente frumoase cu grâu, mă gândeam la o zi de marți în care jos la rugăciune se spunea despre o recoltă care se arată bogată în anul acesta de grâu și ne-am rugat ca Dumnezeu să dea binecuvântarea și mă uit aici și văd un grâu frumos. Se ascultă rugăciunea noastră, se ascultă. Mă gândesc apoi că sunt dator să vă fac o mărturisire. Ultima oară când am stat înaintea dumneavoastră aici în biserică, v-am rugat ca să mișlocim pentru tinerii acestei biserici și ați făcut-o într-un mod deosebit. Și a urmat după acea duminică o seară de luni în care Harul lui Dumnezeu a coborât într-un mod deosebit peste noi, pentru că dumneavoastră v-ați rugat și Dumnezeu s-a îndurat, pentru că Dumnezeu este puternic. Vă aduc aminte despre un eveniment din Sfânta Scriptură când Ilie se roagă înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, să știe tot Israelul că Tu ești Dumnezeu și îl roagă pe Dumnezeu ca să coboare foc din cer peste jertfă. Și spune cuvântul Domnului că la rugăciunea lui Ilie foc din cer s-a coborât peste jertfă, a mistuit jertfa, a mistuit lemnele, a mistuit pietrele și a mistuit și pământul. Pentru că Dumnezeu are putere, pentru că Dumnezeul nostru este mare și dacă astăzi venim înaintea Lui în rugăciune, dacă astăzi venim și îi cerem Lui, noi avem cum să nu primim de la El. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult eu voi da Duhul Sfânt celor care îl cer, nu-i așa? Tot fratele Nicu Moga azi dimineață spunea despre rugăciuni aprinse și despre pereți transpirați. Și mi-aduc aminte prima mea seară de stăruință. A fost undeva în biserica aceasta, însă cu mult, mult, mult timp în urmă. Era în partea mea stângă, aici undeva, în partea de jos. Era o cămăruță nu foarte mare. Știu că n-avea niciun geam. O ușă de lemn care scârția. Și mi-aduc aminte cum acolo frații se rugau seară de seară, cum surorile veneau și îl căutau pe Dumnezeu și pereții aceia chiar au fost niște pereți, așa cum poate sunt cei de la bucătărie iarna când aburul se ridică și face ca să se creeze un condens. Așa era rugăciunea, pentru că flăcările acelea de foc, chiar dacă nu erau văzute, erau peste cei care se rugau. Și mă rog în seara aceasta, Doamne, lasă și peste noi Duhul Tău cel Sfânt. Vreau ca să ne rugăm în următoarea rugăciune și să venim la Dumnezeu și să zicem, Doamne, vrem ca Duhul Tău să se coboare, vrem ca Tu să lucrezi între noi cu putere, vrem ca Tu să lași peste noi binecuvântarea Ta.
Poate unii dintre dumneavoastră nu se mai pot ruga, nu mai simt acest îndemn la rugăciune, însă venim înaintea lui Dumnezeu și rugăm și pentru aceasta. Doamne, ajută-ne Tu ca să ne rugăm. Nu e ușor ca să stai în rugăciune, dacă ar fi ușor, toată lumea s-ar ruga. Dacă ar fi ușor, toată lumea ar avea acces imediat la Dumnezeu și ar vorbi cu Dumnezeu, însă nu e un lucru ușor, e un lucru greu, dar e un lucru plăcut. Și atunci când ajungi ca să-L practici zi de zi, devine ușor, pentru că tu găsești plăcere în Dumnezeu, pentru că dumneavoastră găsiți plăcere în Dumnezeu și Dumnezeu ni se descoperă și Dumnezeu ne atinge glorie Lui. Doriți Duhul lui Dumnezeu în această seară? Într-o zi de Rusalii, vrem ca să ne umple Dumnezeu cu Duhul Lui cel Sfânt. Dacă ne dorim din toată inima acest lucru, credem că se poate, credem că se poate ca Dumnezeu să lucreze. Psalmul 65, versetul 5. În bunătatea Ta, Tu ne răspunzi prin minuni. Prin minuni vrem ca să răspundă Dumnezeu la rugăciunile noastre. Prin minuni vrem ca Dumnezeu să se atingă de noi și așa cum 120... erau binecuvântați de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Așa noi, vreo mie în seara aceasta, vreau ca să fim plini de Duhul Sfânt și de aceea vă îndemn să vă ridicați pe picioare și cu toată credința și cu toată râvna, haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Amin, vă rog să vă reașezați. Dragii mei, la încheierea serviciului divin din seara aceasta ne vom duce la Casa Boieș, acolo unde vom avea un serviciu divin funebru. A decedat unul dintre fiii familiei Boieș și familia ne-a invitat, ne-a rugat să ținem noi toate serviciile divine în legătură cu plecarea fulgerătoare în veșnicie a celui care a avut doar 48 de ani. La priveghiu voi spune și ora la care va avea loc înmormântarea, din câte știu, mâine. Nu mi s-a spus la ce oră, dar probabil că în seara aceasta vom afla la priveghiu. Apoi marți
serviciile de vine de mâine le-am anunțat. Marți avem programul special de rugăciune începând cu orele 19. Dacă există familii care au copii pentru binecuvântare, sunt rugate să ne anunțe în seara aceasta sau mâine, ca să știm cum organizăm serviciile divine de duminica următoare. Dragii mei, să continuăm să lăudăm pe Domnul și ascultăm cântând corul de fete. După corul de fete va cânta corul bărbătesc, iar după corul bărbătesc va cânta fanfara.
Iisus, revine, ca
va fi răpirea. Oare când vom fi luați? Doamne, fă să vină ceasul când acasă vom fi chemați. Să-mi curând se va întâmpla.
Dragi frați și surori, împreună cu creștinii din Răsărit, sărbătorim astăzi și mâine rusaliile, coborârea Duhului Sfânt. Și știm că într-o zi ca astăzi, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât din cer peste cei 120 care erau în rugăciune de 10 zile. Și știm că în ziua aceea a început o perioadă lungă pe care mulți teologi o numesc dispensațiunea Duhului Sfânt. Și știm de asemenea că în ziua cincizecimii a început zidirea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și se pune întrebarea, și este bine să cunoaștem răspunsul la această întrebare. Cine este Duhul Sfânt? La această întrebare s-a răspuns de 2000 de ani. Unii spun Duhul Sfânt este o influență. Alții spun este o putere. Alții au răspuns altfel acestei întrebări. Care să răspundem la această întrebare, ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu și numai de El. Există foarte multe versete biblice care vorbesc despre dumnezeirea Duhului Sfânt. Apostolii Domnului credeau că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Vă dau un exemplu, în Fapte capitolul 5, Biblia spune că Petru i-a spus lui Anania, cum de Satana ți-a umplut inima să-L minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci L-ai mințit pe Dumnezeu, a spus Marele Apostol. Pentru Apostolul Domnului, Duhul Sfânt era Dumnezeu. Și pentru noi, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și posibil să întrebe cineva, dar nu spune Sfânta Scriptură că există un singur Dumnezeu? Așa spune Biblia și așa este. Noi credem într-un Dumnezeu triunic. Noi predicăm Trinitatea sau Sfânta Treime. Dumnezeul care există în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei persoane ale dumnezeirii sunt co-substanțiale, co-eterne și co-egale. Au aceeași putere și au aceeași slavă. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană. Și poate întrebați, cum poate fi Duhul Sfânt o persoană? Am citit afirmația unui teolog și mi-a plăcut foarte mult. El spune, cel mai potrivit cuvânt pe care l-am găsit este cuvântul persoană, chiar dacă poate alt cuvânt pe care nu-l avem ar descrie mai bine și mai complet ceea ce este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt sigur nu este o persoană cum suntem noi, că suntem tentați să ne gândim la om când zicem că este o persoană. Duhul Sfânt este o persoană divină, imaterială și veșnică. Duhul Sfânt este o persoană și dacă este o persoană, are rațiune, sentimente și voință. Domnul spunea că Duhul Sfânt vă va învăța, vă va aduce aminte tot ce v-am spus, vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite și mijlocește înaintea Tatălui Ceresc. Duhul Sfânt are propria voință, este omniprezent. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Întreabă David în Psalmul 139. Duhul Sfânt știe toate lucrurile.
Duhul Sfânt este atotputernic. Duhul Sfânt este Dumnezeu. În ziua cincizecimii și-a mutat reședința din cer pe pământ. Dar dacă Duhul Sfânt este Dumnezeul veșnic, există din veșnicie și până în veșnicie, se pune întrebarea, unde a fost și ce a făcut Duhul Sfânt înainte ca să coboare, să vină la noi? Tot în Scripturi găsim răspunsul. Duhul Sfânt împreună cu Tatăl Ceresc și împreună cu Dumnezeu Fiul au lucrat și au cooperat împreună la întreaga creație. Și dau câteva repere din Biblie foarte repede. Geneza 1 cu 1 spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iar în Psalmul 33, versetul 6, Biblia spune, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au creat cerurile și pământul la început. Geneza 1 cu 2. Era deja haos pe pământ. Pământul era acoperit de ape și de întuneric. Și Biblia spune că Duhul Domnului se mișca pe deasupra apelor. Asta înseamnă că Duhul Sfânt pregătea cele 6 zile de restaurație, pentru că pământul a fost restaurat în 6 zile, pentru ca să poată fi din nou populat. Geneza 1:26. Dumnezeu a zis să facem omul după chipul și asemănarea noastră. E vorba aici din nou de cele 3 persoane, Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt l-au creat pe om. Și omul la rândul lui este o ființă tripartită, alcătuită din trup, suflet și duh. Pe tot parcursul Vechiului Testament, Duhul Sfânt este prezent. Chiar dacă era în cer, el lucra printre oameni. Toate cărțile care alcătuiesc Scriptura sunt insuflate de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat mesajele acestea prin Duhul Său cel Sfânt. Prorocii din Vechiul Testament au fost capacitați de Duhul Sfânt și au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu a venit peste conducători, peste mulți oameni însemnați din istoria lui Israel. În perioada Vechiului Testament au existat 7 dintre cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Despre Ioan Botezătorul, considerat veriga de legătură dintre Vechiul și Noul Testament, Biblia spune că a fost plin de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Apoi a venit Domnul Iisus în lumea noastră, care a fost plin de Duhul Sfânt și cu toate acestea, în ziua botezului în râul Iordan, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el, având chip de porumbel. În Vechiul Testament, scriitorii care au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu au vorbit în mod deosebit și într-un mod precis despre ziua cincizecimii pe care o sărbătorim astăzi. Există mai multe profeții în Vechiul Testament, dar vă aduc aminte de una dintre ele și este cea mai importantă. E profeția lui Ioel. Și prin Ioel, Duhul Sfânt a spus, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, a spus Dumnezeu. Fiii și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa visuri. Peste orice făptură a spus Dumnezeu, chiar și peste robii mei și peste roabele mele. În Vechiul Testament nu exista posibilitatea aceasta.
Duhul Domnului venea din când în când peste câte un bărbat care făcea lucrarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a umplut pe Bezaleel, de exemplu, și acesta a căpătat o înțelepciune deosebită să facă tot felul de lucrări la cortul întâlnirii. Dar în perioada Noului Testament, în perioada inaugurată în ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt poate să vină peste orice făptură. Eu cred că nu întâmplător, Domnul a spus prin Ioel, chiar și peste rob și peste roabe. Știm cum era structurată societatea atunci, în lumea antică. Stăpâni de sclavi și sclavi, oameni liberi și oameni fără libertate, oameni bogați și oameni săraci. Dar prin Ioel Domnul a spus, Dumnezeu va turna din Duhul Său peste orice făptură. Profeția s-a împlinit în ziua Cincizecimii. Așa a spus Petru în intervenția pe care a avut-o. Aceasta este ce a spus profetul Ioel. A spus în fața miilor care au sosit la Ierusalim să vadă și să audă ce se întâmplă acolo. Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, când l-a văzut pe Domnul Iisus, a spus: Eu vă botez cu apă spre pocăință. Cel ce vine după mine este mai mare decât mine, e înaintea mea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Domnul Iisus personal a vorbit de mai multe ori despre venirea Duhului Sfânt la Rusalii. Și cel mai mult a vorbit joi seara, după cina cea de taină, cu doar câteva ceasuri înainte ca să moară pe cruce. Ucenicii erau foarte abătuți, erau foarte triști. Mai bine de 3 ani, Domnul a fost cu ei zi de zi. N-au dus lipsă de nimic. Nu s-au temut de nimeni. Erau oameni fericiți și împliniți. Dar în acele momente, inimile le erau triste. Și Domnul le vedea sufletele care plângeau. Pentru că le-a spus Domnul pe față că trebuie să se despartă. Dar le-a spus că nu vor rămâne orfani. N-am să vă las orfani, le-a spus Domnul. Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi. Și anume a spus Domnul Iisus, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și rămâne în voi. Cuvintele spuse de Domnul Iisus în Joia Mare sunt extrem de importante și spun foarte mult. Vă voi da un alt mângăitor. Vi-l voi da pe Duhul adevărului. Lumea nu-L poate primi, dar voi îl puteți primi. Duhul Sfânt, cum a fost dat în ziua Cincizecimii, nu poate fi primit de către oricine. A spus-o Mântuitorul. Și atunci Domnul a împărțit populația pământului în două. Ucenicii Săi de o parte și lumea de altă parte. Și a spus Domnul, lumea nu poate primi Duhul Sfânt, dar voi puteți să-L primiți și îl veți și primi. Tot în seara aceea de joi, vorbind despre Duhul Sfânt, Domnul a discutat și a vorbit din nou despre lume. Și a spus, când va veni Duhul Sfânt,
va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprionirea și judecata. În ce privește păcatul pentru că ei nu cred în mine. În ce privește neprionirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Să reținem din cuvintele Domnului Iisus. Ucenicii puteau să primească Duhul Sfânt. Lumea nu-L putea primi, dar Duhul Sfânt va fi acela care îi va dovedi pe oamenii lumii că sunt vinovați, că nu cred în Fiul lui Dumnezeu. Asta e vina lor cea mare. Și lumea nu putea să primească Duhul Sfânt pentru că l-au respins pe Domnul vieții. Și numai cine crede în Domnul Iisus, numai cine e născut din nou prin cuvântul Lui, prin Duhul Său, numai aceia care aparțin marii Lui familii pot să primească Duhul Sfânt așa cum s-a primit în ziua cincizecimii. Și haideți pe scurt să vedem cum s-au împlinit cuvintele Domnului Iisus. În ziua cincizecimii, în Fapte capitolul 2, Domnul a spus: vă voi da un alt mângăitor care rămâne cu voi. Vi-l trimit pe Duhul adevărului. Și știm bine cum ucenicii Mântuitorului, împreună cu alți credincioși care l-au primit pe el, au primit Duhul Sfânt în ziua Rusaliilor. Fapte 2, capitolul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Toate confesiunile creștine sunt de acord că aici este vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Că Mântuitorul le-a promis Duhul Sfânt ucenicilor și le-a promis în mod concret botezul cu Duhul Sfânt. Luca 24 cu 49. Și voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Fapte 1 cu 5. Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Lumea nu-L poate primi. Voi îl veți primi. Și în ziua cincizecimii, ucenicii au primit Duhul Sfânt în momentul în care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Noi, pentecostalii, definim botezul cu Duhul Sfânt după acest verset din Fapte capitolul 2. Și spuneam că toate confesiunile creștine spun că, într-adevăr, aici e vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Dar noi, spre deosebire de alte confesiuni creștine, credem că numai acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Credem că în ziua cincizecimii, Dumnezeu, în planul Său de mântuire, a inaugurat o perioadă nouă, un timp în care Duhul poate veni peste orice făptură, din orice națiune, din orice rasă. Și credem că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt, iar semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Duhul umple. Duhul se exprimă prin omul botezat. Așa au primit ucenicii Duhul Sfânt în ziua cincizecimii. Știți bine că ei au primit o măsură de Duh cu 7 săptămâni înainte. În seara învierii, Domnul a suflat peste ei și a spus: luați Duh Sfânt. Și fără îndoială ei aveau o măsură de Duh și înainte de ziua cincizecimii. Dar în ziua cincizecimii au fost umpluți.
au fost îmbrăcați, au fost botezați cu Duhul Sfânt. Așa a împlinit Domnul făgăduința pe care a făcut-o înainte ca să moară pe cruce. Știm din Biblie, dragii mei, că Duhul Sfânt a fost trimis și de Tatăl și de Fiul. Iar Petru, stând înaintea mulțimii, a spus: odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ceea ce vedeți și ceea ce auziți. Dar hai să vedem cum a împlinit Domnul în ziua cincizecimii ceea ce a spus cu privire la lume. A spus că lumea nu poate primi Duhul Sfânt, dar tot atunci a spus: când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În prima parte a capitolului 2 din Faptele Apostolilor, ni se vorbește despre umplerea cu Duhul Sfânt a celor 120. Apoi ne arată Cartea Sfântă că vâjitul acela puternic, limbile de foc, au pus în mișcare tot Ierusalimul. Mii de iudei au venit de la templu la odaia de sus. Domnul i-a convocat. Dumnezeu, prin puterea lui, i-a adus acolo. Și au rămas înmărmuriți oaspeții care au venit din diferite națiuni de pe pământ. Fiecare îi auzea vorbind în limba care se vorbește în țara lui. Și cei botezați de Domnul vorbeau minunile lui Dumnezeu în limbi pe care nu le-au învățat niciodată. Și cei care au sosit la odaia de sus s-au împărțit în două. Cei care n-au înțeles limbile, și dacă citiți cu atenție Biblia, veți înțelege că au fost iudeii care locuiau în Ierusalim, care știau limba aramaică, și se pare că cei 120 n-au vorbit în limba aramaică. Au început să batjocorească și să spună: sunt plin de must. Uneori suntem și noi batjocoriți că ne rugăm mai gălăgios. Sunt disprețuite stăruințele noastre în rugăciune. Dacă e cineva aici care s-a încumetat să facă lucrul acesta, îl rog, dacă nu știe și nu cunoaște, să nu mai facă asta niciodată. S-ar putea să huldească Duhul Sfânt din seara aceasta, pentru că știe că îi spun. Noi știm ce e stăruința. Noi am petrecut zile, săptămâni și mulți dintre noi luni în stăruință. Noi știm ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, ca la Rusalii. Eu am mai spus, pe 2 februarie 71, a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Luni de zile după aceea, parcă pluteam. Au fost momente extraordinare când Duhul Sfânt umple o ființă. Când Domnul ia în control de 100% un suflet răscumpărat, trăiește momente de cer. Au fost oameni care au batjocorit și la Ierusalim, dar au fost și oameni autorizați și capabili care au explicat ce se întâmplă. Și Dumnezeu l-a folosit pe Petru. Și Domnul a spus: când va veni Duhul Sfânt, va mărturisi despre mine. Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat înaintea adunării, asistat de apostoli, a explicat mulțimii ce se întâmplă, le-a spus că este împlinirea profeției lui Ioel și a început să-L predice pe Domnul Iisus. Citiți, recitiți acasă predica pe care am citit-o în această după masă. Petru le-a vorbit despre Domnul Iisus, despre faptul că atunci când a fost pe pământ, Dumnezeu l-a însoțit cu semne și minuni
Și Petru spune semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru dovedește că el este Fiul lui Dumnezeu. Petru a vorbit despre suferințele și moartea Domnului, despre învierea lui din morți, despre înălțarea lui la cer. Prin Duhul Sfânt, Petru a vorbit despre Domnul Iisus. Atât de mare a fost puterea lui Dumnezeu, că 3000 au rămas cu inimile străpunse și au recunoscut că au greșit. Atunci când l-au disprețuit, atunci când l-au dat la moarte, atunci când n-au crezut că este Fiul lui Dumnezeu, când va veni Mângâitorul, a spus Domnul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în mine. Ascultând predica lui Petru, cei 3000 și-au dat seama că au greșit, au păcătuit, că n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu. Ascultându-l pe Petru, și-au dat seama că au păcătuit în ce privește neprihănirea. Pentru că Petru a spus, Domnul s-a înălțat la cer. Ori iudeii știau că la Tatăl în cer nu merg decât cei neprihăniți. Le-a luminat Duhul Sfânt mintea. Și-au înțeles că Iisus este neprihănit. Este neprihănitul lui Dumnezeu. Au recunoscut că au greșit și acum erau gata să se pocăiască. Când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește judecata, pentru că stăpânitorul lumii acestei a fost judecat. Din predica lui Petru, ei au înțeles că stăpânitorul lumii acesteia, care este diavolul, a fost biruit pe cruce, a fost judecat și condamnat la moartea veșnică. Și Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat pe toți. Au rămas cu inimile străpunse. Au înțeles că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Au înțeles că este neprihănit pentru că s-a dus la Tatăl. Și au înțeles că prin lucrarea lui de pe cruce a zdrobit capul șarpelui, l-a judecat și l-a condamnat la moarte eternă pe diavolul, rivalul permanent al lui Dumnezeu și al nostru. Și când au înțeles lucrurile acestea, Petru nu le-ar fi putut explica fără ajutorul Duhului Sfânt. Nu i-ar fi putut lămuri nici Petru, nici un alt apostol, să fi venit cel mai mare teolog. E nevoie de Duhul Sfânt. E nevoie de puterea lui Dumnezeu, e nevoie de lumină de sus ca să îi lămuresc, să îi încredințez pe cei împietriți, pe cei morți în păcatele lor, că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, Iisus e Mântuitorul lumii, Iisus e acela care botează cu Duhul Sfânt. Și cei 3000 au fost dovediți vinovați și dintr-o dată, din lume, au făcut pasul înspre Domnul. Lumea nu poate primi Duhul Sfânt. Copiii Domnului pot să-L primească. Înainte ca să asculte predica lui Petru, erau în lume, chiar dacă erau evrei și aveau o prețioasă moștenire religioasă. Dar când Duhul Sfânt i-a dovedit că-s vinovați, au îngenunchiat înaintea celui prea înalt și au pus celebra întrebare. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Înainte ca să-L primească pe Domnul, nu puteau să primească Duhul Sfânt. Lumea nu poate primi Duhul Sfânt. Dar cei care l-au pe Domnul în inimă, cei care cred în jertfa Lui, sunt răscumpărații Lui, sunt oameni născuți din nou,
pot să primească Duhul Sfânt sub forma botezului cu Duhul Sfânt din lume la Dumnezeu prin credință. În urma convingerii că ești păcătos, oricât m-aș strădui eu, oricât de tare mi-ar fi amplificată vocea, oricât de mult m-aș pregăti să-i conving pe cei care sunt în lume de marele adevăr al Scripturii, că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, e Mântuitorul lumii, nu pot face lucrul acesta. Toți avem nevoie de însoțirea Duhului Sfânt, de puterea Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu dovedește vinovăția oamenilor. Și dacă ei rămân cu inimile străpunse și se întorc la Domnul, pot să primească Duhul Sfânt. Și știți că Petru în continuare a spus: făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Cred că sunteți de acord toți că Petru, când s-a exprimat așa, a avut în vedere dimensiunea timp. Celor 3.000 le-a spus: făgăduința aceasta, botezul cu Duhul Sfânt, este pentru voi. Este și pentru copiii voștri, adică generația care vine. Și este pentru cei ce sunt departe acum, adică pentru noi, pentru cei care au fost înainte de noi și pentru cei care vor veni după noi până la răpire. Așa se explică apariția mișcării penticostale la sfârșitul secolului XIX, dar mai ales la începutul secolului XX. De altfel, data oficială, așa se consideră, la care a început mișcarea penticostală este 1 ianuarie 1901. În urma convingerii pe care au căpătat-o câțiva studenți într-o școală biblică metodistă din Statele Unite, că Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, are loc și astăzi, ca în ziua Cincizecimii, au început să se roage și s-au rugat. Domnul a început să-i boteze cu Duhul Sfânt și au vorbit în alte limbi. Și de atunci și până astăzi, sunt ceva peste 100 de ani, credința aceasta a ajuns până la marginile pământului. Nu spun ca o laudă, să ne păzească Domnul, dar este bine cunoscut că la momentul acesta, penticostalii ca număr sunt pe locul 2 în lume. Doar romano-catolicii sunt mai mulți decât noi. Iar dacă ne gândim că romano-catolicii puțini sunt practicanți și penticostalii în general sunt practicanți, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru numărul mare. Și numărul mare este o bucurie, dar vrem și calitate. Vrem plinătatea Duhului Sfânt. Vrem să fim creștini apostolici. Dacă ne uităm în istorie, vedem că în secolul XVI, Dumnezeu prin reformatori a restaurat doctrina mântuirii. Ei au venit și au spus sola Scriptura, numai Scriptura. Au renunțat la tradiție și au spus toate doctrinele trebuie să le formulăm după Scriptură. Și au restaurat doctrina mântuirii prin credință și au spus: mântuirea se capătă prin credința în Domnul Iisus, prin credința în El, urmată de o adevărată pocăință. După numai câțiva ani au venit anabaptiștii care au spus: cei care cred că mântuirea se capătă prin credință trebuie să fie rebotezați, pentru că botezul copiilor nu este valabil. Și astfel Domnul, prin oamenii de atunci, a restaurat doctrina aceasta a botezului în apă. Apoi Domnul a restaurat doctrina sfințirii, apoi doctrina
vindecărilor divine, învățătura cu privire la vindecările divine, apoi învățătura cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Am putea spune că de momentul în care s-a spus pe vremea Reformei sola Scriptura și momentul în care s-a spus toată Scriptura, au trecut aproape 400 de ani. Mulțumim Domnului că ne-a luminat și cunoaștem calea îngustă. Mulțumim Domnului pentru Evanghelia de plină. Mulțumim că prin Duhul Sfânt am fost născuți din nou, cu ajutorul Duhului Sfânt ne pocăim, am fost botezați cu Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu împreună cu cuvântul și cu sângele Domnului realizează sfințirea noastră. Și Biblia ne spune că prin Duhul Sfânt vom pleca la cer. Am cântat așa de frumos cu fanfara, răpirea, răpirea. Am cântat-o și azi dimineața, este o cântare nouă și este binevenită. Pavel spune, dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe Hristos va învia și trupurile voastre muritoare, datorită Duhului Său care locuiește în voi. Și acum în final, întrebarea, locuiește Duhul Sfânt în tine? Ești botezat cu Duhul Sfânt? Este trupul tău un templu al Duhului Sfânt? Ai tu roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor? Ești în lume sau ești în familia lui Dumnezeu? Lumea nu poate primi Duhul Sfânt, dar oamenii din lume pot intra în familia lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus și apoi pot să primească Duhul Sfânt. Așa li s-a întâmplat celor 3000. Și de atunci și până astăzi, milioane de oameni din lume, din lumea creștină și din lumea păgână, prin credință L-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, au fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt și apoi au primit botezul cu Duhul Sfânt. Au intrat în biserica Domnului Iisus Hristos, pe care o zidește Domnul. Duhul Sfânt este executorul divin. Și încă o întrebare, faci tu parte din biserica biruitoare a Domnului Iisus Hristos? Domnul să te binecuvânteze. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Să înțelegem tema rusaliilor. Subiectul Duhul Sfânt. Subiectul botezul cu Duhul Sfânt. Și fiecare dintre noi, în măsura în care înțelege, să ceară de la Domnul plinătatea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute să cerem, să primim și Domnul pe toți să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Amin. Vă invit acum să vă ridicați pe picioare și să ne rugăm Domnului, să ne rugăm Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus, să-i cerem să ne umple cu Duhul Sfânt. Și dacă este cineva care nu-i în Hristos, aparține lumii, și a înțeles că este vinovat, Duhul Sfânt l-a convins că este vinovat și vrea să-L primească pe Domnul, să-I spună Lui în această rugăciune și apoi să ceară și El Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt. În această rugăciune să mijlocim înaintea Domnului și pentru câțiva bolnavi. Sora Maria Labău ar vrea să ne rugăm pentru ea pentru că este bolnavă. Să ne rugăm pentru verișoara sorei Adela, care a fost depistată cu o tumoră la Cluj, din nou un caz de cancer. Să aibă milă Domnul de ea. Să ne rugăm pentru fratele Ionică Andra, membru al bisericii noastre, care marțea trecută a fost operat la Szeged.
Aseară am vorbit cu el la telefon. Se bucură când aude că ne rugăm pentru el. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ne-am rugat fierbinte de multe ori pentru mulți bolnavi și Domnul i-a vindecat. Ne-am rugat fierbinte la stăruințele noastre. Haideți să ne rugăm și acum fierbinte, să ne rugăm din toată inima și apoi în final să mulțumim Domnului pentru harul din această zi. Amin. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea Tatălui Cerești și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cu ajutorul Domnului am încheiat serviciul divin din seara aceasta. Două anunțuri vreau să fac înainte ca să ne despărțim cu pacea Domnului. Evident, nu uităm de priveghiu, cei care ne-am hotărât să ne ducem la priveghiu. În primul rând, pe toți oaspeții din această dupămasă, îi rog să ducă salutul Bisericii Gloria în bisericile lor și în familiile lor. Și pentru că suntem la Rusalii, doresc din tot sufletul ca mângăitorul pe care l-a promis Domnul Iisus și apoi l-a trimis în ziua cincizecimii să mângâie familiile dumneavoastră și familiile noastre, să mângâie bisericile dumneavoastră și biserica noastră. Sunt vremuri grele, deosebit de grele. Oamenii sunt triști, sunt frământați, sunt zdrobiți, sunt fără speranță. Dar nu uitați, nu suntem orfani. Duhul Sfânt este cu noi. Domnul a trimis mângâitorul să fie cu noi și să fie în noi până la sfârșitul veacului. Al doilea anunț, m-au informat frații că s-au adunat 9.081 de lei, aproape 91 de milioane de lei vechi. Eu zic că este bine, în numele celor de la Sântana vă mulțumesc și toți banii, probabil chiar mâine, se vor duce la această biserică. Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească pentru jertfa care ați făcut-o. Amin. Acum ne despărțim cu pacea Domnului și în timpul eliberării bisericii, fanfara mai cântă o cântare.